Salut, prietene, grădini exotice. Mai avem aici o Schisandra chinensis, luată de la pepiniera Sweet Garden. A fost un pic mai scumpă ca celelalte pe care le-am luat, adică 45 de lei la reducere, însă ținând cont că este destul de viguroasă și mare, cred că a meritat banii. Plus că mai are niște șuți, niște creșteri din rădăcină și pentru polenizarea încrucișată ne trebuie mai multe plantuțe, eventual din soiuri diferite dacă se poate. O să vedem cine a scris aici pe ea. Schisandra chinensis, nimic important. O să o plantăm imediat, lângă celelalte două pe care le avem. Avem una frumoasă de la pepiniera Peric, de la doamna Bianca, care a fost mai ieftină, cred că 25 de lei. Și încă una luată anul trecut, care a stagnat un pic din creșteri. Nu uitați, dacă vă luați această liană, această viță, va trebui să vă cumpărați mai multe pentru polenizarea încrucișată și neapărat să o plantați la semi-umbră sau umbră, cred că merge și la umbră, dar în niciun caz în soare, pentru că vă va muri. Arată destul de bine. O plantăm imediat și vom reveni cu un update și despre celelalte două pe care le avem deja plantate. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine.